perioada 2018, da, de plăți derulat până în 2021, plăți la convenții finanțate atât din fonduri europene, cât și din bugetul asigurărilor de reclamații. Și acțiunile de azi, mai au numărul de reclamații, sesizări sau venit? Deci am primit un ordin de percheziție domiciliară la sediul Jocului Botoșan. Atât, fără să fie specificat exact de provenie, nu? Percheziția este efectuată de parchetul european? Da.